Bună ziua, numele meu este Narcis Teodorescu și bine ați venit pe canalul nostru YouTube Școala de Trading. Înainte să începem analiza tehnică, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru mesajele voastre de încurajare și pentru like-uri și pentru absolut tot. Nu uitați, dacă vă place acest clip, să vă abonați și să dați un like. Mulțumesc! Bun, acum vreau să vă spun ceva foarte interesant. Sunt două probleme pe care vreau să le dezbat astăzi. Mai exact, prima problemă, cineva spunea ieri pe canalul de Discord și pe YouTube, cum putem noi să facem 50% dacă tu la 2% ne spui să ieșim, da? Și o să vedeți, în fiecare, la fiecare monedă pe care o postez, spun așa, scuze, target 2%, da? Bun, de ce spun lucrul ăsta? Mai exact, de ce 2%? Fiindcă 2% este un target foarte realizabil, iar la sfârșit de zi o să aveți profit, dacă respectați acest target. Bun, sunt foarte mulți care stau mai mult. Haideți să vă explic o chestie. Scopul meu, mai ales îmi doresc de la voi, toți oamenii care sunt pe canalul meu de Discord sau în școala de trading, să înțeleagă un singur lucru. Cel mai important lucru este că eu vreau ca oamenii să gândească singuri, da? Nu vreau ca să aștepte să le spun eu ce să facă. Dacă eu spun target 2%, fiecare poate să stea și până la 20%. Sau poate să stea, de exemplu, am pus mai devreme Zilca, da? Și am spus target 2%. Ok? Foarte frumos. Dar, dacă stăm și analizăm această monedă, o să vedem, spre surprinderea noastră, că a avut o creștere, nici mai mult, nici mai puțin. Haideți să ne uităm la ce, la cât am pus. Era undeva la 1863, da? Nu, 1965, scuzați. 1965. 196, haideți să și măsurăm. 1960. A avut o creștere de 13-14%, da? Fiecare putea să stea sau să iasă unde vrea el. Dar eu vreau să gândiți singuri, da? Eu vreau să fiu, adică când vă spun 2%, vreau să înțelegeți, da? Haideți să vă explic mai concret. Haideți să ne uităm ce mi-a trimis acest băiat, da? Mi-a spus că pe data este, a fost 7 zile pe canalul de Discord gratis și acum a trecut pe canalul de Discord privat, da? Pe data de 26-a 3-a a făcut în prima zi $40, da? Cineva care respectă un plan, da? Pe Zilca și pe Metal. A doua zi a făcut $60, 20-20-20, respectat blana. Următoarea zi a făcut $140, da? Pe data de 28. Pe data de 29 a făcut $300, da? Pe data de 29, deci $301. Le-a pus pe toate. Uitați-vă câte trade-uri a făcut. 18 trade-uri. Atâtea monede am pus acolo. Da? Bine, unele se repetă, dar trade-uri adunate. Da? Pe data de 30, încă $269. Pe data de 31, încă 260. Deci, această persoană a reușit să facă 200. Deci, 3 cu 3, 600. Cu încă 3, 900, nu, 29, 2, 30, 6, 7, 7, 800 de dolari, ceva de genul. 7, 800 de dolari adunați. În 7 zile. Despre ce vorbim? Adică vreau să înțelegeți că este foarte important să respectați. Atâta timp cât respectați un plan, credeți-mă, dacă respectați un plan, aveți șanse foarte mari să vă duceți, să aveți profit. Motivul pentru care sunteți toți aici și mă urmăriți este foarte simplu. Nu ați putut și nu puteți să respectați un plan. Dacă ați fi putut să respectați un plan sau ați fi știut ce să faceți, credeți-mă, nu ați fi aici. 100%. Da? Bun, mergem mai departe. Al doilea punct despre care vreau să vă vorbesc. Foarte multe persoane am observat că investesc în cripto sau investesc în tot ce înseamnă mediul ăsta, în funcție de știri, da? În funcție de ce spun alții. Adică, luăm mai exact pe băiețașul ăsta și spune așa,
Atenție, Bitcoin se pregătește să meargă spre 50.000. Toată lumea a cumpărat. Dar v-ați uitat un pic la ce spune omul ăsta aici? Haideți să-l ascultăm. Ceea ce înseamnă că ar trebui să fim foarte atenți. Foarte atenți, ascultați bine, foarte atenți, da? Deci trebuie să urmărim un tipar, o analiză. Nu investim fără să urmărim și fără să știm ce se poate întâmpla. Da? Și acum spun de ce. Trebuie să aleagă o direcție, da? Iar direcția poate să fie, da, în momentul de față, poate să fie și în jos, poate să fie și în sus, da? Trebuie să așteptați să vedeți confirmarea, da? Să confirme. Bun. Deci, foarte important, de fiecare dată trebuie să așteptăm să confirme. Observăm că am avut un suport care a fost rupt. Dacă suportul este rupt, da, mergem pe un time frame mai mic, bineînțeles, și observăm că suportul a fost rupt. Ceea ce înseamnă că mergem la următorul suport. Și unde este următorul suport? Fix, fix pe marginea triunghiului, exact de unde a plecat, da? 1, 2. Dacă folosim exponențial moving average, da? 2 secunde. Pe weekly v-am spus așa. Sunt șanse foarte mari, enorme, să mergem să testăm suportul. L-am rupt și o să mergem să-l testăm. Lucrul ăsta s-a întâmplat în istorie. Poate să coboare și mai jos, ca și idee. Deci tot timpul trebuie să fiți atenți la ce spun. Și tot timpul trebuie să urmăriți, să stați. Credeți-mă, eu pierd între 8 și 12 ore pe zi în fața calculatorului. Da? Ăsta este și motivul pentru care pot, da, să pun atâtea analize. Da? Fiindcă altfel n-aș putea. Și culmea să se mai și întâmple. Da? Adică vreau să înțelegeți că în spate este foarte, foarte multă muncă. Nu este vorba de știri. Iar cine își dorește să învețe, trebuie să învețe. Pur și simplu. Nu trebuie să asculte titluri. Da? Vreau să înțelegeți lucrul ăsta, fiindcă este foarte important pentru voi. Da? Credeți-mă. Bun? Acum haideți să vedem ce vrea să facă Bitcoin-ul. Da? Suntem pe suport, ceea ce înseamnă că suntem bine. Totodată, mai vă spuneam, vedem cine spune Gaussian Channel pe 5 zile. Aduceți-vă aminte că v-am spus că suntem la o rezistență. Ia uitați. Fix în rezistență s-a oprit. Fix. Uitați-vă la clipul pe care l-am făcut acum câteva zile. Suntem fix la rezistență. N-a putut să rupă rezistența, ceea ce înseamnă că este rezistență. Orice rezistență e rezistență. Nu poate să o rupă, se mai consolidează și poate mai târziu o să încerce ușor, ușor să o rupă. Da? Mai avem 4 zile și 18 ore, poate următoarea lunare o să o rupă. Da? O să vedem. Bun, acum haideți să mergem pe un time frame și mai mic. Deci, momentan, suntem unde trebuie să fim. Bun. Haideți să ne uităm un pic aici. Vă povesteam că suntem pe suport, ceea ce înseamnă, da, că dacă ține acest suport, sunt șanse foarte mari ca să revină înapoi de unde a căzut. Ne consolidăm aici și mergem înapoi la rezistență. Da? Dacă rupem această rezistență 0,38 Fibonacci și se consolidează în zona asta, mergem mai departe. Dacă nu rupem, nu ține suportul și îl rupe, mergem la 0,23 Fibonacci, mai exact 42.000. Dacă nu-l ține nici pe ăsta, merge la 40.000. Da? Este foarte important tot timpul să aveți două scenarii în vedere. De ce? Mai spunea cineva la un moment dat că urcă, coboară. Asta face. Adică nu știu dacă înțelegeți, dar banii în cripto sau în burs sau în orice se fac doar dacă piața urcă sau coboară. Niciodată nu o să facă bani decât dacă urcă.
Niciodată. Niciodată. Credeți-mă, ca să facă bani, se facă bani, trebuie să urce, să coboare. De ce? Fiindcă pe mișcările astea, lumea profită. Aici cumpără, aici vinde, aici cumpără, da? Aici iarăși vinde, aici ia long, aici ia short și tot așa, așa se fac banii. Banii nu se fac decât dacă moneda merge într-o singură direcție. Niciodată, da? Trebuie să țineți minte chestia asta, e foarte important. Bun? Deci astăzi e foarte simplu, știm ce avem de făcut. Dacă ține acest suport, clar mergem înapoi să testeze rezistența. Dacă nu ține acest suport, mergem. Haideți să ne uităm pe daily. Pe daily vedem și de ce s-a oprit aici. Tot la fel vă spuneam că o să meargă acum câteva zile să testeze EMA 200 pe daily. L-a rupt, l-a testat de 3 ori, l-a rupt și acum l-a luat suport. Dacă ține suport, da, mai exact aici avem o zonă foarte importantă, adică avem mai multe puncte de suport, ceea ce înseamnă inclusiv pe weekly, inclusiv pe daily, inclusiv pe rezistența care a fost, rezistența a devenit suport, da? Avem foarte multe puncte, da, ăsta e și motivul pentru care o să rămân aici, bun? Bine, în principiu cam atât, vreau să vă mulțumesc enorm pentru tot, încercați să vedeți imaginea de ansamblu și încercați ce este cel mai important lucru, să gândiți singuri, nu așteptați ca cineva să spună ce să faceți, da? Eu asta încerc în cursurile mele, încerc să vă fac să vedeți singuri, da? Să gândiți singur, nu să vină cineva să vă spună sau să așteptați de la cineva ceva. Nu, trebuie să gândiți singuri, da? Vă doresc o zi minunată, baftă și Doamne ajută!